Dragi prieteni, iată-ne în direct pentru această seară, să încheiem cum ar veni săptămâna. Au fost câteva evenimente și în acest weekend. De exemplu, au ajuns dosarele Laurei Codruța Kövesi și la 19, numărul dosarelor în care ea ar fi implicată, inculpată, au ajuns la 19 și de aici, sigur, ideea autorităților din România de a face tot ce este în putință pentru a-i zădărnici conducției Kövesi și planurile de a ajunge procuror șef european. Tocmai spun ai noștri, întrucât un om cu 19 dosare, între timp o să ne corectați dacă nu le-am reținut, pentru că de când suntem în studio este posibil să fi ajuns numărul undeva la între 20 și 30 de astfel de dosare. Chipurile, ăsta este motivul pentru care doamna Kövesi și n-ar mai putea să scoată ochii de rușine, nici măcar de sub masă. Sau, mă rog, să nu se interpreteze nici măcar din debara. O să vedem la momentul potrivit, întrucât sunt și alte elemente de trecut în revistă. Deocamdată acesta este doar la modul de statistică, întrucât numărarea acestor dosare este pe rol, este în curs. De notat că USR și Plus vor reuși până la urmă, cel puțin așa speră, să candideze împreună la alegerile europarlamentare. Noi rămăseserăm cu știrea în care incompetenți din punct de vedere administrativ, cum îi numea fostul președinte Traian Băsescu, Dacian Cioloș și Dan Barna nu reușiseră să-și înscrie formațiunea la biroul electoral central, întrucât n-aveau actele necesare sau pur și simplu le lipsea șmenul. Nu știm exact ce a fost acolo, n-au avut ștampilă rotundă, n-au avut ștampilă pătrată, n-aveau șapcă, n-aveau șpagă. Nu ni s-a explicat exact care au fost motivele pentru care li s-a respins într-o primă fază candidatura. Au fugit repede la Înalta Curte de Casație și Justiție și acolo au câștigat. Evident, discursul lor nu sună a bine, în sensul în care, fără să ne dea explicații, cei doi au spus este o primă victorie împotriva birocrației, împotriva tiraniei. Stați un pic. Până la urmă sunt autoritățile statului cele care decid. Biroul electoral central nu este avocatul poporului sau mai știu eu ce scursură de asta de gaură de canal. Nu? Este biroul electoral central, păi dacă nici pe ăsta nu-l respecti, atunci cum să candidezi? Deci i-aș opri un pic din drum pe cei doi, da? Refugiseră să-l prindă din urmă pe Pinocchio, să-i fure abecedarul, că este, bineînțeles, nevoie de opoziție, că sigur, n-au decât să-și vadă de drumurile lor, le urăm cea mai plăcută călătorie electorală posibilă USR-ului și Plusului, dar totuși ar trebui să ne explice, într-o primă fază, de ce ajunseseră numai descheiați până la brâu la biroul electoral central și nimeni nu putea să ne dea o explicație foarte clară, că nu poate să nu se înțeleagă greșit, nu suntem aici ca să punem ghiulele de picioarele opoziției, suntem aici ca să arbitrăm corect această partidă a priori dezechilibrată și din care românul n-a ieșit până acum învingător niciodată în 30 de ani, dintre putere și opoziție, nu ca să le ridicăm mingea la fileu sau să le punem flori în față celor care echipurile reprezintă opțiunile de dreapta ale electoratului. Pentru că nu poate fi vorba de așa ceva. Mi-a plăcut intervenția pe Facebook a lui Traian Băsescu, care, deși a fost apoi scurt-circuitat de cei care îi răspundeau, într-adevăr, corporația asta a postacilor și a spus cuvântul, au făcut albie de porci, ceea ce, sigur, m-a pus un pic pe gânduri, pentru că textul era excelent. Traian Băsescu explica foarte clar, deși nu cred că nici el nu este partizanul PSD sau ALDE sau mai știu cărei structuri de tipul ăsta, dar le atragea atenția celor doi că erau totalmente nepregătiți și că nu poți să pleci la o mare bătălie. Nu este o bătălie de 6 luni. Nu este o bătălie de până la anul. Este o bătălie pe termen lung. Asta este opoziția cu care defilăm. Din păcate, dacă așa pleci la drum, este ca și cum în prima zi de școală, tu te-ai duce fără ghiozdan, da, fără pantofi în picioare și eventual chiar și fără cap. Deci, mi se pare totuși un început cu stângul al așa zisei drepte politice românești, atât. Altfel, încă o dată, n-au decât să meargă mai departe, nu
facem o campanie împotriva lor, cum poate au înțeles unii, nici de cum. Numai că mie mi-era destul de clar și cred că le e clar și telespectatorilor că combătând această așa zisă putere din România de 7-8 ani aici, mai mult 8 ani decât 7, da, cred că era evident pentru toată lumea, da, cam încotro am încercat să batem. Dar asta nu înseamnă că le punem pe tavă unor piperniciți a istoriei, unor rebuturi administrative, unor ciurucuri fenomenale, le punem pe tavă sprijinul nostru necondiționat. Nu, aici cei care se așteptau la așa ceva pot să mai aștepte. Pentru că noi nu suntem oamenii unei televiziuni, cum poate și imaginează unii pe acasă. Da? Deschid televizorul, că românul așa s-a obișnuit, s-a erdoganizat. El vrea să deschidă televizorul și să audă exact ce își imaginează el că ar trebui să audă. Nu, sunt televiziuni pentru asta. Ne-a scris cineva că probabil ne pregătim să ne ducem la Antena 3. De asta tragem în opoziție. Nu, tragem pentru că sunt slabi. Mi-ar plăcea să-i susțin. Dar v-am explicat, nu o să susțin niciodată pe nimeni, nici măcar din propria mea familie, dacă ar candida și n-ar avea competențele într-o emisiune excepțională de pamflet, da? Nu pot să-mi susțin familia dacă aceasta are mai multe lacune decât puncte forte. Așa și cu opoziția. Da, mi-ar plăcea, într-adevăr, să avem un drum neted, deschis, pe care să nu șovăim. Atât timp însă cât oamenii sunt cum sunt, trebuie să le atragem atenția că nu sunt pe drumul cel bun și până nu ne conving, pe noi nu o să ne aibă niciodată alături de ei. Indiferent de intervențiile cui, de pe ce planetă. Da? Asta ca să fie limpede, nu? Nu suntem nici Antena, nici realitatea. Să ne branduim pe niște idei false, preconcepute. A, păi noi suntem cu ăia. Și atunci ea să culcă pe ureche, cum a făcut președintele Iohannis, care știa pe ea oricum mă apără. Da, și își vede de drum. Nu, l-am susținut atunci pe Iohannis cât am putut, în sensul în care îl detestam pe Victor Ponta. În modul ăsta l-am susținut. Dar iată că n-a fost reușită. N-a fost o alegere monumentală. Ne-am trezit cu un președinte mărunt, prost pregătit, da? Care are, sigur, un atu mare și tare, sunt de acord. Este împotriva PSD-ului, dar el nu iubește PSD-ul. Asta, sigur, nu este un atu minim. Este un punct important, dar măcar șeful statului detestă această scârnăvie monumentală, Partidul Social Democrat, care, într-adevăr, a ajuns până acolo unde poate puțină lume se gândea, bătându-și joc de propria țară ca niciodată, cu accente dictatoriale, cum spuneau și invitații de mai devreme, sunt și eu de acord, încercând până la urmă să-și apropieze țara, să facă din ea un scut personal. Deci din punctul ăsta de vedere e foarte bine, da? Dar totuși pentru un președinte într-o țară democratică, în Uniunea Europeană, după 30 de ani de așteptări, bă, eu speram la mai mult. Da? Că trebuie totuși un individ care să aibă și competențele necesare. Dar aici, că tot am ajuns cu discuția, este deja denotat, tu cei care mai au loc în agende, că va fi cea mai banală și cea mai simplă campanie electorală pentru un președinte dintr-o țară democratică din toate timpurile. Niciodată un președinte în exercițiu n-a avut sau nu va avea o campanie electorală mai ușoară decât cea pe care o va avea Klaus Iohannis la sfârșitul acestui an. Pentru că pentru el nu există nici măcar o minimă pregătire. El știe că doar trâmbițând împotriva Partidului Social Democrat este largement suficient, da? Adică absolut suficient să ajungă încă o dată președintele României. Spre disperarea ajută lui Liviu Dragnea și altora care nu mai știu cum să-și smulgă părul cu mai multă eficiență din cap, să-l facă pe ăsta să o ia pe arătură. Nu. Șeful statului, care nu va trebui să citească nimic, nu va trebui să se pregătească pentru nimic, are deja campanie câștigată dacă va înjura în continuare PSD-ul. Pentru că el are niște ieșiri, unele dintre ele aproape birjărești în comparație cu prestanța lui, adică un individ retras, un individ aproape politicos în relația asta cu presa, cu electoratul, da, cu societatea civilă în general, un președinte distant, rece, neimplicat, dar un președinte ferm pe bucățica lui de proprietate,
aici fără nicio aluzie la căsoaiele, nu mă interesează câte case are. Atât timp cât e șeful statului, poate să facă ce vrea. Când nu mai fi, să fie judecat. Deodată nu trebuie să-l atacăm pentru asta, îl atac pentru calitățile, pentru competențele lui. Sigur, el este un profesoraș. A fost un profesor de fizică, nu are cunoștințe de politică, s-a văzut acest lucru. Dar pentru a mai continua încă 5 ani în fruntea țării, nu trebuie să facă absolut nimic. Da? Este într-o situație fără precedent într-o țară democratică, pentru că doar dacă îl dă din gură, și nu are de ce să nu dea, nu are de ce să nu continue în sensul ăsta, lovindu-i pe PSD-iști, încoată, poate că proștii sau surzi iarăși vor înțelege greșit, foarte bine că dă în PSD, da? Dar nici nu știe să facă altceva. Asta va face și va câștiga fără nicio problemă, pentru că ura față de cei care încearcă să ia tronul este imensă, da? Trebuie să recunoașteți, da? Dacă citiți un pic printre idei sau aveți un pic de viziune politică, că așa ceva este de neimaginat. Adică nu trebuie să faci niciun bilanț. El, de fapt, n-are ce bilanț să facă, n-are ce să-și apere. El o să spună că a susținut statul de drept. De acord. Asta este minimum absolut. Este ca și cum ai spune, da, dar eu m-am dus la cursuri. Evident. Este primul lucru pe care l-ai de făcut, nu este însă și suficient. Este necesar, dar nu este suficient. Deci faptul că te-ai prezentat la Palatul Cotroceni, hai să începem de marți până joi seara, fiecare săptămână. Restul, petrecându-ți alături de familie sau un concediu din străinătate, nu este suficient. Numai că, neexistând niciun fel de umbră de opoziție, doar nu să alegem pe cineva venind din partea lui Dragnea sau a lui Tăriceanu. Este evident exclus acest lucru. Dragnea e la 6% încredere în momentul de față. Sigur, spunea Sabin Orcan mai devreme, spunea foarte bine, el încearcă Dragnea în momentele astea, asta este clar. Și nici nu cred că putea cineva să-i dea un alt fel de sfat în PSD, dacă i-o fi dat, pentru că este tipic românesc. Dom'le, agață-te de Iohannis, mor cu el de gât, poate așa reușești să-l faci să-ți tragă un pumn, să devii martir, să te duci să-ți iei certificat medical. Da, poate te înjură chiar și pe Săsește, nu contează, va fi cineva care să traducă ca să demonstrezi că de fapt tu ești posesorul celor mai bune maniere și nu el. Da, încearcă să-l provoci că poate-ți mai crește cota. Da, ăsta este atuul lui Liviu Dragnea, sau mă rog, potențialul lui atu. Iar ăsta trebuie să stea cât mai liniștit, să nu răspundă la provocări, întrucât oamenii uită repede în această țară și cu cât tace mai mult, da, uite că acum ajungem la punctul lui forte, cu cât tace mai mult Dumnezeule, cu atât verge mai departe. Vestea bună, în sfârșit o veste cu adevărat bună, este că după cel de-al doilea mandat nu va mai candida. Da, deci va mai lua un mandat, ăștia într-adevăr vor urla la lună, lupii ăștia pesediști, mă rog, cu orciturile astea, să nu se înțeleagă că avem ceva și cu lupii, da, vor urla la lună și la stele, până când vor trece și cei 5 ani și după aia sigur vom vedea. Trebuie să existe și un pic de suspans. Măcar asta să ne permiteți să încercăm să ne gândim la suspansul ăsta care va exista după ce Klaus Iohannis își va fi încheiat cel de-al doilea mandat. Dar până atunci, sigur, o să mai vorbim de Dacian Cioloș sau de Dan Barna, care sunt așadar pe drumul electoral bătătorit. Sebastian Ghiță ne-a anunțat că va candida la alegerile europarlamentare. Ce credeți că exilul ăsta sârb l-a cumințit, l-a făcut mai deștept? Oh, este același prostănac, da, chiar dacă termenul sigur pare ușor retușat, dar nu contează, n-am avut un singur prostănac în politica românească. Dacă era așa, ar fi fost colosal. Oh, prostănași sunt aproape toți. Credeți că Sebastian Ghiță ar face ceva în calitate? Bun, europarlamentar, o să spunem, nu trebuie să facă nimic. Așa-i. Dar atunci pentru ce îl interesează? El este europarlamentar de mult. Nu? Pentru că are o activitate în străinătate, că vine mai rar la București în ultima perioadă, e adevărat, că nu stă într-o țară membra a Uniunii Europene, asta contează. Știe România sau cetățenii României unde e Serbia, că e nu e sau nu? Nici măcar politicienii nu știu. Deci astea sunt chichițe, da? Deci el oficiază deja în afara țării, ce are de spus spune, nu e nicio interdicție, n-a avut niciodată, făcea ce vroia la televiziune, intra când vroia în direct, deranja pe oricine, putea să te scoale și noaptea din somn, te amenința cu ceva. El le știe pe toate, angrenajul lui este unul minunat. E bine, a declarat că va candida, dar nu
pentru partidul lui Victor Ponta, poate aici să fie surpriză, pentru că cei doi să pretindeau mari prieteni. E bine, aș nota aici, dacă aș avea cu ce chiar aș face eu, dacă nu o să notăm în minte. Este încă un prieten pe care Victor Ponta îl pierde oficial în lumea politică. Nu-i de bine, tovarășul Ponta, într-un moment în care ați trecut peste înfrângeri, peste supărare și vreți să reveniți din nou bazma curată în politica românească, încercând să ne mai păcăliți odată. Bine că nu v-a ieșit foarte mult data trecută. Lăsați-o asta cu creșterea economică, că nici curcile nu mai râd la o asemenea porcărie. Creștere economică pe vremea lui Victor Ponta. Păi vedeți unde e România astăzi, domnilor? Bine, dacă era o creștere economică, domnul Ponta, trebuia să o opriți.